Situație tensionată la Comrat. Mascații de la Centrul Național Anticorupție au intrat în sediul Comisiei Electorale Centrale din Autonomia Găgăuză imediat ce membrii acesteia au confirmat rezultatul final al alegerilor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, câștigată de candidatul partidului Șor Evgenia Guțul. CNA a confirmat descinderele și susține că au loc acțiuni de urmărire penală în dosarul coruperei alegătorilor. Între timp, canalele de Telegram din regiune anunță că adunarea populară de la Comrat se convoacă în ședință de urgență pentru a adopta o declarație. Autoritățile de la Chișinău nu au venit deocamdată cu niciun comentariu asupra situației. Atunci când vor fi, noi le vom difuza. Continuăm știrile. Potrivit presei din regiune, membrii CEC au confirmat rezultatele finale ale alegerilor din 14 mai, când, la un moment dat, în sala de ședințe, au intrat mascații CNA și le-au interzis angajaților CEC să iasă afară. Oamenii legii au cerut anumite documente. На основании чего мы не выходим? На основании чего мы не выходим? Потому что производится изъятие документов. Ну я сейчас вам их вручу, что? Я вам предъявил постановление на русском, на молдавском. Ну я понимаю, что вы нам предъявили, но давайте будем все делать в рамках закона. Так, скажите, конечно, пожалуйста, мы что, задержаны? Мы задержаны? Скажите, пожалуйста, какого числа было возбуждено это уголовное дело? Вы можете мне? Я в данный момент не могу вам ответить. Правильно, я сейчас объясню, для чего я спрашиваю. Мобильный, правильно, я сейчас объясню, для чего я спрашиваю. Pentru a clarifica lucrurile, la fața locului au venit câțiva deputați din Adunarea Populară a Găgăuziei. Я вас прошу, не бойтесь, работайте согласно закона. Яна, девочки, я вас прошу, спокойненько будьте, работайте согласно закона, не бойтесь их в масках, не бойтесь их никого здесь. Мы находимся с вами в демократической стране. И вот эти концерты, вот эти маски-шоу, здесь они надо показывать. Мы вас не боимся. La sediul CEC de la Comrat s-au adunat mai mulți oameni nemulțumiți de descinderele mascaților, mai informează presa din Găgăuzia. Ofițerul de presă al CNA, Angela Starinski, ne-a confirmat descinderile și spune că au loc acțiuni de urmărire penală în dosarul coruperii alegătorilor, fără a oferi mai multe detalii. Autoritățile de la Chișinău nu au comentat deocamdată incidentul.